dintre un biet copil de 3 ani a sfârșit astăzi brutal și fără pic de vină. S-a întâmplat Alețcan, lângă Iași. Era cu tatăl și cu fratele lui când un șofer de tir care nu i-a văzut pe trecere i-a lovit în plin. Apoi au ajuns sub roți. Scena de o violență extremă i-a șocat pe privitor și a fost surprinsă de camerele de supraveghere instalate în apropiere. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a fost filmat în timp ce ieșea cu cei doi copii dintr-un dispensar și se îndrepta spre trecerea de pietoni. Tatăl îl ține pe cel mic de mână. Șoferul tirului oprește și așteaptă să treacă un pieton din stânga lui, dar nu se uită și în dreapta de unde veneau cei trei. Așa că pornește și îi lovește în plin. Deși mastodontul nu avea viteză, cei trei au ajuns sub roți. Lovitura i-a fost mortală băiețelului de 3 ani. Fratele lui de 6 ani și tatăl au fost transportați la spital. Cred că nu i-au văzut. Și l-au agățat pe ăla care a murit, ferească Dumnezeu. Tata, am înțeles că era cu ăla mic, de 3 ani, să zic, cred că băiețelul. Și eu l-am pe toți trei, din plin. Șoferul nu l-ar fi văzut, că e prin bordul înalt și... Este și un semnal exact unde e trecerea pietonilor. Știm că unul a decedat și celălalt nu știm exact. Așteptăm și noi vești. Șoferul tirului susține că cei doi copii ar fi țâșnit pe trecere, iar el n-a apucat să îi evite. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl contrazic. Am oprit cu mașina, am acordat prioritate și mai deodată mi-a venit unghiul ăsta și nu i-am mai văzut. O fugit de la dispensar, o ieșit în fața tirului, nu i-am mai văzut. Tatăl copiilor a fost operat. Bărbatul are ruptură de splină și fractură de bazin. Băiatul cel mare a fost externat. Șoc emoțional, foarte speriat. Comunica cooperant, dar foarte speriat. Probabil că a asistat la imaginea accidentului și a văzut ceea ce s-a întâmplat frățiorului. Șoferul de tir nu băuse. El este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.